Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaj are persoana dragă să vă transmită de Crăciun, dar înainte de a vedea aceste mesaje, vă doresc un Crăciun fericit, cu multă sănătate, noroc, iubire, îndeplinirea tuturor dorințelor. Și acum începem cu dragii mei nativi din zodia Rac, să vedem ce vă transmite persoana dragă de Crăciun. Ce gânduri are aceasta? Primul mesaj. Nu sunt destul de bun pentru tine. Poate dumneavoastră nu v-ați exprimat clar sentimentele pentru persoana dragă. Nu i-ați spus încă faptul că o iubiți și se consideră inferioară dumneavoastră, consideră că nu este potrivită pentru dumneavoastră din această cauză. Deci ar fi bine să fiți cât mai sinceri și mai direcți cu persoana dragă, să-i spuneți clar ce simțiți pentru dânsa. Trebuie să încercăm să fim împreună, trebuia să încercăm să fim împreună, dar ai plecat. Da, din cauza că dumneavoastră poate v-ați îndepărtat de persoana dragă, se gândește că ați considera că nu e suficient de bună pentru dumneavoastră. Poți să mă respingi de 1000 de ori și tot nu voi renunța la tine. Wow! E hotărâtă să vă recucerească persoana dragă. Ah, încerc să te cuceresc. Incredibil, exact ce spuneam. Da, și încă un mesaj. Ai toată atenția mea. Iată, e dispusă să fac orice pentru a vă recuceri persoana dragă. Haideți să vedem ce mesaj avem de la îngeri pentru dragii mei nativi din zodia Rac de Crăciun. Ce vă transmit îngerașii. Și avem Arhanghelul Uriel. Emoțiile ți se vindecă, permițându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima ta și din mintea ta. Iată. Deci se pare că Arhanghelul Uriel vă va ajuta să vă deschideți inima față de persoana dragă și de asemenea să vă vindecați rănile pe care le-ați avut, ceea ce este foarte bine. Haideți să vedem ce cuvânt caracterizează relația pe care o aveți cu persoana dragă. Emoție. Wow, ce frumos! Se pare că veți fi încărcați de emoții pozitive, mai ales acum că Arhanghelul Uriel va ajuta să vă vindecați rănile și să înlăturați anxietatea. Veți înlocui acele sentimente negative cu emoții pozitive, frumoase, sentimente frumoase de iubire față de persoana dragă. Haideți să vedem ce surprize se gândește persoana dragă să vă facă de Crăciun, ce cadouri pentru dragii mei nativi din zodia Rac. Iată, decorațiuni, poate va aduce niște podoabe să împodobiți împreună bradul sau decorațiuni pe care să le puneți prin casă să fie o atmosferă plăcută de Crăciun. Și iată, o tabletă, să sperăm că nu de ciocolată, ca aceea îngrașă, dar e bună și aceea, până la urmă. Și eu vă doresc un Crăciun fericit, să primiți cadourile pe care vi le doriți, să vi se îndeplinească toate dorințele. Vă pup și vă iubesc. Și trecem mai departe la dragii mei nativi din zodia Scorpion. Să vedem ce ar dori să vă transmită persoana dragă de Crăciun. Primul mesaj. Tu îmi faci inima să zâmbească. Ce frumos! Inima mea este în flăcări pentru tine. Wow, se pare că inima acestei persoane va aparține. V-a oferit inima dânsei, așa că aveți grijă să nu o răniți. Nu mă deranjează să te aștept. Wow, ce drăguță! Din moment ce v-a oferit inima dânsei, clar vă așteaptă oricât, pentru că practic își dorește foarte mult să fiți în viața acestei persoane. Am preferat să te țin la distanță decât să te pierd mai târziu. Cu siguranță nu vrea să vă piardă. Și încă un mesaj.
Nu pot să gândesc limpede în prezența ta. O intimidați foarte mult pe această persoană dragă. Este poate și o persoană mai sensibilă și de aceea, cum spuneam, aveți grijă să nu o răniți, pentru că ține la noastră, se simte vulnerabilă în fața dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj de la înger pentru dragii mei nativi din Zodia Scorpion. De Crăciun, ce vă transmit îngerii? Îngerul Astara. Meriți ce este mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Iată, puneți-vă câte dorințe doriți, pentru că îngerul Astara vă ajută să le îndepliniți. Se pare că o mare parte dintre acestea se vor îndeplini de Crăciun. Să vedem ce cuvânt caracterizează relația noastră actuală cu persoana dragă. Și avem noutate. Wow, deci se pare că ambii sunteți deschiși către nou și doriți să faceți lucruri noi, inedite, ceva original, să ieșiți din rutină, practic, să dinamizați relația. Așa că veniți și dumneavoastră cu idei noi. Haideți să vedem ce cadou vă pregătește persoana dragă. Wow, e posibil să vă dea un telefon. Sau chiar să vă facă un telefon cadou, dacă știe că aveți nevoie de așa ceva. Și se pare că se gândește să vă facă o surpriză, să vă aducă un hamster. În orice caz, eu vă doresc să vă aducă Moș Crăciun cadourile la care visați dumneavoastră. Se pare că, după cum vă spunea și îngerul Astara, oricum visele dumneavoastră se vor îndeplini de Crăciun. Vă doresc multă sănătate, noroc, iubire și, după cum spuneam, îndeplinirea tuturor dorințelor pentru dragii mei nativi din Zodia Scorpion. Trecem mai departe la dragii mei nativi din Zodia Pești. Să vedem ce dorește persoana noastră dragă să vă transmită de Crăciun. Primul mesaj. Nu am vrut niciodată să te rănesc. Cu siguranță nu a vrut. Poate vă consideră o persoană mai sensibilă și care poate fi rănită ușor, dar să știți că intențiile acestei persoane dragi nu au fost rele. În niciun caz nu a dorit să vă rănească. Te iubesc! Wow, ce frumos! Poftim! Ce vă puteți dori mai mult de atât? V-a făcut declarația supremă de Crăciun, vă va declara că vă iubește. Îmi pasă de părerea altora, dar din moment ce vă iubește, nu va conta prea mult părerea altora. Chiar dacă poate îi ascultă, dar va face tot cum dorește dânsa. Aș vrea să ne căsătorim într-o zi. Foarte frumos, are planuri mari cu dumneavoastră, persoana dragă. Suntem atât de diferiți și totuși ne potrivim atât de bine, dar consideră că vă completați reciproc. Cu siguranță nu vrea să vă piardă pentru că consideră că sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt și va găsi cu greu pe altcineva cu care să se potrivească atât de bine. Haideți să vedem un mesaj de la înger pentru dragii mei nativi din Zodia Pești de Crăciun. Arhanghelul Gabriel, ai o misiune importantă în viață ce implică artele și comunicarea. Te rog, nu permite primejdiilor să te întoarcă din drum. Te voi ajuta. Iată, mergeți înainte cu curaj pe drumul ales. Arhanghelul Gabriel vă protejează și vă călăuzește pașii. Nu trebuie să vă fie teamă și nu lăsați primejdiile și dușmanii să vă întoarcă din drum, pentru că aveți protecție divină. Haideți să vedem un cuvânt care caracterizează relația noastră cu persoana dragă de Crăciun. Și avem liniște, ceea ce este foarte bine și frumos. Veți petrece un Crăciun liniștit alături de cei dragi și mai ales alături de persoana iubită. Se pare că această persoană vă aduce liniște în suflet și dumneavoastră dânsei la fel.
Să vedem ce cadou pregătește persoana dragă pentru dragii mei nativi din Zodia Pești. Wow, o pisicuță! Poate una de plus dacă nu vă doriți una adevărată. Și electrocasnice. Foarte bine, o persoană practică, iată. Se gândește să vă aducă și ceva util pe lângă o pisicuță, care desigur și aceasta poate fi utilă. În cazul în care se află la distanță persoana dragă, vă va ține de urât. Vă doresc un Crăciun fericit și dumneavoastră, ca tuturor semnelor de apă, cu multă iubire, veselie, îndeplinirea tuturor dorințelor, să primiți ce cadouri vă doriți dumneavoastră, să fiți optimiști și să nu uitați că aveți protecție divină și toate visele dumneavoastră se vor îndeplini mai devreme sau mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept cu mult drag pe viitor. La revedere!